Înainte să începem episodul, apăsați clopoțelul de notificare, acela este realul buton de abonare. Dacă nu este apăsat, abonare este doar simbolic. Vă mulțumesc, haideți să începem. Următoarea informație am găsit-o pe tot mai multe site-uri. Informația spune că Pepsi vinde băuturi și produse în peste 200 de țări din toată lumea. Acestea sunt consumate în fiecare zi de milioane și milioane de oameni și este cea mai mare companie de băuturi și mâncare din America de Nord. Am câteva obiecții vis-a-vis de această informație găsită în multe locuri. Una la mână, nu există 200 de țări în lume, există 198, sunt peste 200 dacă vrei să calculezi statele care s-au numit singure state, dar nu sunt recunoscute de Națiunile Unite. Iar în acele state nu știu sigur dacă, sunt curios, în Transnistria, dacă am vreun transnistrian în audiență, există Pepsi? Acum că mă gândesc mai bine, Transnistria nu e chiar atât de departe, trebuia să aleg o țară mai... Iran. Iar în 1974, Pepsi a devenit cea mai bine vândută băutură răcoritoare din lume. Iar în afara Americii, cel mai mare centru de studiu pentru băuturi răcoritoare, Pepsi, este în China, unde sunt angajați mulți doctori și psihologi pentru a ajunge la cea mai bună formulă pentru papilele gustative ale omenirii. Din păcate, în ciuda faptului că au prezență foarte mare în China, nu se chinuie așa tare să învețe chineză cineva din Pepsi. În anii 80, ca să dau un exemplu, au mers cu o reclamă care spune așa: Come alive with the Pepsi generation. În românește, prinde viață cu generația Pepsi. Simplu, în chineză, Pepsi îți aduce înapoi strămoșii din mormânt. Nu vreau să spun că motoul din ziua de astăzi, live for now, trăiește pentru moment, e mai bun, că poți să zici trăiește pentru moment. Că mâine mori. Nici acest logo, din punctul meu de vedere, nu este mai bun, însă nu au buget pentru altceva. În afara faptului că au. De exemplu, ultimul logo care a fost desenat pentru Pepsi a costat $1,000,000 și a avut 34 de pagini de descriere a fiecărei nuanțe, decizii, dungulițe și mișcări a pensulei pentru a ajunge la acel desen. 34 de pagini. Pentru că fiecare lucru se pare că are o semnificație. Eu nu o văd, dar poate alții dintre voi o vedeți. Probabil că ați auzit de Tropicana. În 1998, Pepsi a cumpărat Tropicana după ce aceasta a cumpărat Gatorade, deci le-a luat pe amândouă dintr-un foc. Și pe asta, după ce Gatorade se unise cu Quaker Oats, o companie care produce cereale, astfel că poți să-ți cumperi și cereale de la Pepsi. Și mai mult de atât, dacă vrei și cumperi Aquafina, poți să-ți cumperi chiar și apă potabilă. Din păcate, a fost un mic scandal cu privire la Aquafina. Ei își făceau oarecum indirect reclamă, spunând că Aquafina vine dintr-un izvor de munte, era o poză cu un munte acolo. S-a descoperit în final că Aquafina vindea, de fapt, cum să explic bine, confortul cumpărării apei îmbuteliate din magazin în caz că ai uitat să-ți umpli tu acasă sticla cu apă de la robinet, pentru că era apă pentru public de la robinet. Aceasta este realitatea cu privire la foarte multe companii care îmbuteliază apa, nu vă speriați. Sau speriați-vă. Ca o notă secundară, în satul meu natal, apa de la robinet, pentru că circul doar 2 km din izvor până acasă, este atât de bună încât sunt absolut sigur că dacă mi-aș deschide o companie care vinde apă, aș putea să vând apa care intră mie la robinet în casă. E excepțional de bună. Vă recomand zona munților Făgăraș, înspre Bâlea, și numai pentru apă. M-aș duce până acolo în fiecare weekend doar ca să-mi umplu portbagajul cu apă să o aduc în București. Tot în Rusia, mă întorc un pic la lucrurile amuzante, a făcut un concurs în urmă cu ani și ani în care câștigătorul ar fi câștigat o mașină. Omul a ales cheile, trebuia să alegi cheia care se potrivea la mașina care trebuie și a câștigat mașina, iar Pepsi l-a dat pe om în judecată pentru că au greșit ei concursul și nu i-a dat destul de multe chei ca să-l încurce cum trebuie. Omul și-a păstrat mașina. Sunt curios cum pronunțați voi Pepsi, pentru că argentinienii pronunță Pepsi. Și adesea când zici în grabă, dă-mi și mie Pepsi. Nici nu prea zici P-ul. Zici aproape că zici și în românește Pepsi. 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 Pepsi, 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 Pepsi. Pe acolo e. Ei pronunțau așa oricum, așa că au schimbat numele în Pepsi să fie original și după această schimbare, vânzările lor în toată America Latină au crescut. Iar în 2011 au relansat brandul cu totul în Mexic pentru acest scop. Pepsi. Și avem mai multe nume. Avem, de exemplu, din 2011 niște desene animate, Pepsi Next,
denumire dată de Pepsi pentru acele desene animate, iar de-a lungul timpului am mai avut Pepsi Perfect din Back to the Future, Popsi din Sabrina Vrăjitoarea Adolescentă și Pepsi Cola din alte desene animate. Dar niciunul dintre aceste nume nu au fost oficiale sau oferite de către Pepsi, ci a fost modul companiilor producătoare ale programelor TV prin care puteau să ocolească plata eventual înspre Pepsi, deși Pepsi ar fi trebuit să plătească, în fine. Iarăși nu vă uitați în jos la Pepsi că este doar un alt cola. De exemplu, în 2014, în America doar, a avut vânzări de peste $1 miliard, fiind egală cu următoarele 27 de companii puse la olalt, 27 de companii similare, nu și Coca-Cola printre ele. Și pentru acest lucru, pentru această poziție, ei muncesc. De exemplu, Gatorade este o băutură împinsă sau descrisă ca o băutură pentru atleți și fac teste reale pe atleți, cum ar fi, îi pun să alerge și colectează transpirația pentru a vedea ce gust are și ce efect are băutura asupra performanței atleților. Și pe lângă Gatorade, Pepsi a mai deținut KFC, Taco Bell, Pizza Hut, California Pizza Kitchen și magazinul de echipament sportiv Wilson. Ciudată ultima. Iar astăzi chiar este într-un parteneriat cu Starbucks, parteneriat care le-a adus pe an $1.5 miliarde și parteneriatul este pentru vânzarea de băuturi cafeinizate. Prima pe care au avut-o a fost Frappuccino-ul. Și parteneriatul a fost atât de puternic încât 97% din toată piața de băuturi cafeinizate gen Starbucks a fost acoperită de Starbucks Pepsi. De asemenea, Pepsi a avut o băutură carbogazoasă naturală, dacă poți să spui că există așa ceva, avea 10% în componență suc real de fructe. Se numea Slice și pur și simplu a dispărut. Avea arome de la majoritatea fructelor populare într-o băutură, dar pur și simplu a dispărut. Pe lângă Gatorade, Pepsi deține și Mountain Dew. Eu nu înțeleg de ce trebuie să existe două care sunt aproape același lucru, dar se pare că oamenii spun că sunt diferite. Mountain Dew a fost și el inventat de multă, multă vreme, în 1940, și în 1961 a reușit varianta finală a rețetei să fie gata și când Pepsi a văzut-o, doar în 3 ani a reușit să o și cumpere. Iar rețeta din 1960 este aceeași ca până astăzi, conține undeva la 54 de miligrame de cafeină, nu la fel de mult ca o ceașcă normală de cafea, dar suficient încât să te pună în mișcare. Și se pare că dintr-un motiv sau altul, deși nu cred că am băut vreodată Mountain Dew, este extrem de popular, este pe locul întâi în vânzări în benzinării. De ce în benzinării? Pentru că are un pic de cafeină și cred că oamenii o cumpără ca să poată să conducă mai multă vreme fără să se oprească. Desigur, după cum ați văzut la început, mascota Pepsi, am pus-o și în alt episod doar de amuzament. Aceasta a fost creată pentru Pepsi Japonia. De ce Japonia? Ei la produsele de vânzare pentru publicul în masă au tot felul de mascote și lucruri amuzante. De asemenea, tot la lucruri amuzante, este și varietatea incredibilă de care sunt curios a aromelor sub care poate să vină Pepsi. Ai cu boabe de azuki, lapte de căpșuni, shiso, o plantă care se dă de mâncare animalelor, castravete, pepene sărat sau scoarță de baobab. Mascota Pepsi a fost atât de populară încât au creat și Pepsi Woman, nu doar Pepsi Man, și asta pentru femei, pentru a face reclamă produselor dietetice. Și mai mult de atât, au făcut chiar și un joc video, Pepsi Man, unde poți să sari ca să culegi cerculețe cu Pepsi pentru energie și alte alea, mergi prin trafic, curțile și caselor oamenilor, foarte ciudat joc. Iar cu acest ultim gând dezamăgitor, asta a fost tot despre Pepsi. Aștept să-mi spuneți desigur în secțiunea de comentarii care este băutura voastră preferată. Eu, să fiu sincer, de ceva vreme nu mai cumpăr băuturi acidulate din magazin și chiar și când am cumpărat, mai ales în ultima vreme, tot ca sinceritate totală, am cumpărat Coca-Cola dintr-un singur principiu. Am văzut că susțin o grămadă de YouTuber, eu nu sunt susținut de Coca-Cola și nici nu cred că o să fiu vreodată, dar am zis, mă, dacă băieții ăștia îi sprijină pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pepsi-Cola, dacă vrea și ea să fie la fel, să pună și ea un ban jos, că au destui, iar în România sunt foarte puține companii care susțin creatorii de conținut, din păcate, motiv și pentru care sunt atât de multe reclame externe. Nu lucrează direct cu noi, lucrează direct cu YouTube, ia YouTube banii. Asta-i. Spuneți-mi care e băutura voastră, ce vă place mai mult între Pepsi și Cola. Multă vreme, sincer, Pepsi luam. Luam Pepsi doar pentru că Coca-Cola era mai popular, avea mai multă reclamă, era mai fandosit și am zis nu, eu țin cu ăla mai mic, cu ăla mai de jos și cred că oricum îmi place mai mult, dacă e să mă gândesc, aroma de Pepsi, însă nu sunt atât de pretențios încât să zic nu, eu beau doar Pepsi sau doar Cola. Ia uite,
M-a pierdut până și camera din cadru. Sunt ok. Celelalte băuturi lipsite de culoare n-au fost încercate niciodată pentru că... Nu știu. Vă mulțumesc tare mult pentru share, like și abonare, pentru faptul că sunteți alături de mine în aceste clipuri. Vă citesc comentariile, mă bucur că vă plac clipurile în care apar și eu așa. Multă vreme nu v-au plăcut. Cred că există una, două, trei diferențe între cum făceam înainte și cum fac acum. În principiu, înainte aveam mai puțin spațiu, din acest motiv am și încetat să mai filmez cu mine, aveam puțin spațiu la dispoziție și niciodată nu eram mulțumit. Dacă uitați la clipurile unde sunt filmat eu, o să vedeți că nu am stat mai mult de două clipuri cu același aranjament pentru că nu mă mulțumea. Și pentru că eram limitat la spațiu, trebuia să stau mult mai aproape de voi. Gen... Da, cam aici. Și aici, așa de aproape, umplu tot cadrul și mi se pare că sunt prea în fața voastră, prea vă timorez. Și asta cred că e diferența. Nu cred că sunt eu mai bun sau mai bune subiectele. Cred că pur și simplu am lăsat un pic mai mult spațiu. E un efect negativ, desigur, în acest lucru. Avem niște ecou. O să mă ocup că de curând peretele din spate e drăguț că e așa alb și gol, dar se face un pic de ecou, lucrez la treaba asta, materialele pentru izolație fonică sunt pe curier. Sper în câteva episoade să ajungă și să fim gata. Nu vă mai țin, vă mulțumesc mult, aveți grijă de voi, ca o recomandare personală, mai ușor cu produsele care au foarte, foarte mult zahăr, așa cum sunt băuturile care au foarte, foarte mult zahăr. Chiar și dacă sunteți tineri, până la urmă vă prinde zahărul din urmă. Și da, pa. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mereu.